Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj. Astăzi vreau să vă prezint un test de material foarte simpatic. Este de la Rico Design și cam așa arată, ca un fel de blană. După cum se vede, are și o culoare foarte interesantă, pe care mie îmi place foarte mult. Astăzi o să-l testăm. Am scos o parte din material, cel pe care o să-l testăm. Și pot să vă spun că este foarte pufos și îmi amintește puțin de lână Frotti. Și cam așa arată dacă ne uităm atent la fir. Ok, și da, cam așa arată. Este foarte simpatic. Și să vedem puțin eticheta, Fashion Fure. Vedeți că arată designul așa cum arată și în realitate, are 50 de grame și 80 de metri, 85% poliacrilic și 15% nylon. Ok, este potrivită pentru croșete de 5, voi croșeta și eu cu 5-ul, acesta este. Și cam așa ar trebui să arate acest material pe un fular, așa cum se vede în poze. Este foarte pufos, mă scuzați. Și este numărul 8. Culoarea, un violet închis. Este foarte pufos și voi testa acest material în continuare. Ok. Voi lucra cu un picioruș mare redus. Bun. Și am aici firul și începem. Ok. Haideți să vedem ce putem face cu ea. O să încep cu ochiuri de lanț, evident. Bun. Se croșetează destul de bine, pentru moment, cel puțin. Cam așa arată odată ce croșetați piciorușe ochiuri de lanț. Și cam, da, e interesant, sincer. Cred că ăsta este cuvântul potrivit, e interesant să lucrez cu acest material. Am făcut ochiurile de lanț și să continuăm să mai facem câteva. Iar acum voi croșeta și piciorușe mari reduse. Introduc croșeta, scot, trag și cam așa. Este destul de interesant ceea ce se simte atunci când croșetezi cu acest material. Și se croșetează destul de bine, destul de ușor, totuși. Am un sentiment de confort atunci când introduc croșeta în goluri, adică merge destul de bine față de alte materiale, de exemplu. Bun. Cam așa se vede atunci când croșetezi piciorușe mari reduse, este foarte densă. Materialul de fapt este dens și îmi place mult cum arată. Arată ca și cum ar fi tricotat, când de fapt este croșetat. Da, e interesant, îmi place, sunt fascinată de ceea ce văd și ceea ce simt, pentru că merge foarte bine cu această croșetă și mi se pare că se croșetează foarte ușor. Și chiar pot să spun că îmi place să lucrez cu acest material. Este simplu și da. Chiar îmi place, se comportă foarte bine materialul. Ok, și da, sper să-l folosesc și la alte materiale, alte fulare. De fapt, acesta este doar un test, nu o să croșetăm ceva propriu-zis.
Bun. Da, se simte bine. Acesta este verdictul final până acum. Se simte destul de bine și îmi place cum funcționează. Bun, am mai creșitat puțin, din nou spun aceleași lucruri, că mi se pare că funcționează foarte bine acest material, adică se simte foarte bine și la atingere, dar și atunci când lucrez cu el. Până acum am făcut doar ochiuri de lanț și piciorușe mari reduse, ați văzut, și au mers foarte bine. Ok. Vedeți că este și destul de flexibil, am putut să introduc cele două degete în golurile pe care le-am lăsat. Bun, am terminat, mai fac două ochiuri de lanț pentru înălțime, după care întorc și continui să croșetez în partea din spate, practic în continuare. Da, și acesta este răspunsul final, și anume că îmi place foarte mult cum se simte acest material. Este chiar foarte interesant și nu mă așteptam să se simte chiar atât de bine. Și cam așa arată. Deci nu am nicio problemă în a introduce croșeta exact în locurile în care trebuie și în care vreau. Și se potrivește foarte bine și mărimea croșetei cu cea care era enunțată pe etichetă. Și cam așa arată în final modelul nostru. Pare destul de haotic, dar îmi place mult de tot cum arată, sincer. Și continui să mai croșetez puțin, să-l mai încerc. Ok, observați și că merge destul de rapid, este și simplu de folosit. Trebuie doar să aveți puțină răbdare să faceți un model de la început până la final. Bun, și eu continui cu tehnicile acestea mai simple, căci fac piciorușe mari reduse. Și cam așa arată modelul pe care l-am făcut. Și am terminat și cel al doilea rând. Mai fac și un al treilea rând, ca să mai exersez puțin cu acest material. Dar trebuie să spun că, da, sunt foarte mulțumită de acest material. Este surprinzător cât de bine se potrivește mărimea croșetei cu materialul în sine. Îmi place mult de tot, este foarte moale pe ambele părți, este exact la fel, se simte la fel. Și nu am nicio problemă în a croșeta cu acest material. Ok, și mi se pare și foarte, foarte pufos, foarte simpatic la atingere. Deci îmi place foarte mult materialul. Trebuie să spun că, da, îmi place mult, o să-l folosesc și la alte materiale. O să mai croșetez puțin în continuare. Cred că este puțin prea lat pentru un fular, dar cred că o să reușesc până la urmă să fac un fular, un fular triunghiular cu acest material, cam asta am în minte momentan. Și da,
cred că asta voi face. Eu sper evident că v-a plăcut acest clip, mi-a plăcut să experimentez acest nou material. Dacă vreți să urmăriți mai multe, vă rog să-mi vizitați canalul și să vă abonați pentru a fi mereu la curent cu ceea ce postez, distribuiți prietenilor voștri acest clip și ne vedem data viitoare. Pa!